Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi am pregătit pentru voi o analiză privind schimbarea noii ordini mondiale pe seama pandemiei de coronavirus. În ultimul timp se tot vorbește despre faptul că pandemia actuală va schimba definitiv noua ordine mondială, care nu va mai fi la fel niciodată. Cu alte cuvinte, se pregătește o nouă guvernare mondială. Se poate spune că epidemia de coronavirus este cea mai importantă evoluție a secolului 21. De fapt, această situație a declanșat numeroase comentarii, potrivit cărora aceasta va aduce cu sine o transformare la scară globală. Cele mai notabile dintre aceste comentarii estimează schimbarea ordinii mondiale. Mulți experți sugerează că va apărea o nouă guvernare mondială, insistând că actuala ordine mondială se va confrunta cu presiuni. Desigur, nu există nicio îndoială că vom intra într-o nouă perioadă la scară globală. Gordon Brown, fost prim-ministru al Marii Britanii, propune crearea unui guvern global pentru gestionarea pandemiei cu coronavirus. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, Gordon Brown, fost prim-ministru al Marii Britanii, a cerut liderilor mondiali crearea unui guvern global provizoriu pentru gestionarea pandemiei cu coronavirus. Această problemă nu poate fi abordată pe plan național. Trebuie să existe un răspuns global coordonat, afirmă acesta. Solicitarea sa a fost făcută în cadrul teleconferinței G20 din 26 martie anul curent, prezidată de Arabia Saudită. În viziunea sa, ar trebui constituit un grup de experți adunați într-un fel de guvern global cu puteri executive pe perioada crizei coronavirusului, al cărui obiectiv principal să fie crearea unui vaccin, producerea lui și prevenirea speculei. Chiar dacă în contextul pandemiei cu coronavirus se impune o coordonare a eforturilor tuturor pentru a găsi soluții de rezolvare rapidă a crizei, ideea unui guvern global lansată de Gordon Brown va alimenta teoriile numite ale conspirației, care vorbesc de mulți ani despre planul elitelor financiare ale lumii de a crea un guvern mondial care să ia decizii pentru toată planeta. Conform acestor teorii ale conspirației, pentru instaurarea unui guvern mondial este necesară o criză globală care să-i justifice apariția. Acum suntem într-o astfel de criză, iar ideea creării unui astfel de organism poate fi privită de unii ca o confirmare a unui astfel de plan conspirativ. Nu în sensul că acum se va instaura guvernul global al noii ordini mondiale, ci că acum va fi un prim pas spre acesta, un guvern global provizoriu, care va avea, printre altele, rolul de a obișnui masele cu un astfel de concept și de a le pregăti pentru el. Pentru a înțelege mai bine viziunea lui Gordon Brown, vă aduc în atenție o declarație făcută de acesta în timpul crizei economice din anul 2008. Criza financiară nu trebuie să fie o scuză pentru o refugiere în protecționism, ci trebuie să fie considerată mai degrabă ca nașterea dificilă a unei noi ordini mondiale, a declarat acesta pe 28 ianuarie 2009. Conform agenției France Press, citată de WallStreet.ro. Și fostul secretar de stat american Henry Kissinger a afirmat într-un editorial publicat în ziarul The Wall Street Journal că pandemia de coronavirus va modifica permanent ordinea mondială. Atmosfera suprarealistă a pandemiei COVID-19 îmi amintește cum m-am simțit când eram tânăr în divizia de infanterie 84, în timpul ofensivei din Ardeni. Acum, la fel ca la sfârșitul anului 1944, există un sentiment de pericol existent care nu vizează o persoană anume, ci poate lovi la întâmplare în mod devastator. Dar există o diferență importantă între acea perioadă îndepărtată și actuala perioadă. Rezistența americană de atunci era fortificată de un obiectiv final național.
Acum, într-o națiune divizată, este necesar un guvern eficient și cu perspective îndelungate pentru a fi depășite obstacolele fără precedent ca anvergură și de nivel mondial. Susținerea încrederii la nivel public este esențială pentru solidaritatea socială, pentru relaționarea între societăți, pentru pacea și stabilitatea pe plan internațional, a declarat Henry Kissinger în editorialul publicat în cotidianul The Wall Street Journal, sub titlul Pandemia coronavirusului va modifica pentru totdeauna ordinea mondială. Statele Unite trebuie să-și protejeze cetățenii de boală și să înceapă urgent acțiunile de planificare pentru o nouă epocă. Națiunile au coeziune și înfloresc bazându-se pe încrederea că instituțiile pot anticipa calamitățile, pot opri impactul acestora și pot restabili stabilitatea. Când se va încheia pandemia COVID-19, multe instituții statale vor fi percepute ca având eșecuri. Dacă această evaluare este obiectiv corectă, este irelevant. Realitatea este că lumea nu va mai fi niciodată aceeași după coronavirus. Disputele despre trecut în acest moment nu fac decât să îngreuneze ceea ce trebuie făcut, subliniază Henry Kissinger, fost secretar de stat și consilier pentru securitate națională în timpul administrațiilor Richard Nixon și Gerald Ford. Trebuie garantate principiile ordinii mondiale de tip liberal. Legenda fondatoare a formelor moderne de guvernare este o cetate înconjurată de ziduri apărată de lideri puternici, uneori despotici, alteori binevoitori, însă mereu suficient de puternici pentru a proteja oamenii de un inamic extern. Teoreticienii iluminiști au reformulat acest concept, argumentând că scopul unui stat legitim este să acopere necesitățile fundamentale ale poporului, și anume securitate, ordine, bunăstare economică și justiție. Indivizii nu pot asigura pe cont propriu aceste lucruri. Pandemia a generat o situație anacronică, o reactivare a cetății cu ziduri într-o eră în care prosperitatea este dependentă de comerțul mondial și de mișcarea oamenilor. Democrațiile lumii trebuie să protejeze și să susțină valorile lor iluministe. O retragere pe plan mondial din sistemul de echilibrare a puterii cu legitimitatea va produce dezintegrarea contractului social atât pe plan intern cât și la nivel internațional. Totuși, această problemă milenară a legitimității și puterii nu pot fi rezolvate simultan cu efortul depășirii pandemiei COVID-19. Este necesară reticența din partea tuturor, în domeniul politicilor interne și diplomației internaționale. Trebuie stabilite priorități. Am pornit de la ofensiva din Ardeni spre o lume a prosperității în creștere și a demnității umane consolidate. Acum suntem într-o perioadă epocală. Provocarea istorică pentru liderii politici este să gestioneze criza prin construirea viitorului. Eșecul ar putea avea efecte dezastruoase, concluzionează Henry Kissinger. Cu toate acestea, nu se poate spune că ordinea mondială va suferi o schimbare radicală după epidemia de coronavirus și că aceasta este inevitabilă. Această abordare este de fapt o parte a unei stări psihologice provocate de epidemia de COVID-19. Pentru a vedea de ce nu poate coronavirusul să declanșeze schimbări structurale la scară globală, este necesar să analizăm fenomenul ordinii mondiale și să vedem cum evoluează guvernarea mondială. Când analizăm politica mondială din ultimele 5 secole, din perspectiva ordinilor mondiale, vedem că 3 elemente de bază ies în prim plan: distribuția puterii, economia politică și normele sau regulile internaționale. În timp ce distribuția puterii determină cursul de bază al concurenței dintre marile puteri, economia politică determină regulile de funcționare a sistemului
și normele internaționale determină în mod direct procesele internaționale de socializare. De exemplu, într-un sistem în care distribuția puterii este împărțită între mai mult de 3 state, ordinea mondială este multipolară, iar atunci când este împărțită între 2 puteri este bipolară, iar în cazurile în care există un singur actor, este unipolară. Se vede că principala dinamică ce permite trecerea ordinii mondiale de la un tip de polaritate la altul este războiul. În timp ce fiecare război major provoacă un nou echilibru în distribuția existentă a puterii, ordinea mondială este reconstruită după fiecare război pe baza unei noi paradigme. Sistemul și normele economice care formează nucleul acestei paradigme determină pozițiile, rolurile și modurile de acțiune ale altora la scară globală. Statele ori se adaptează la sistem, ori se opun acestuia sau depun eforturi pentru a fi incluse în sistem în scopul de a profita de acesta. Pentru ca ordinea mondială post-coronavirus să fie înlocuită cu una nouă, epidemia de coronavirus trebuie să producă o schimbare a distribuției actuale a puterii. Paralel cu aceasta, structura economică și actorul sau actorii care o vor controla trebuie să realizeze reforme structurale care să provoace o schimbare în mecanismele de funcționare ale sistemului și să poată crea noi regimuri globale pe axa noilor norme. Ordinea mondială actuală se bazează pe superioritatea Americii în ceea ce privește distribuția puterilor, dar nu este unipolară. În ultimii ani nu a survenit nicio modificare considerabilă în distribuirea puterilor. De exemplu, niciun actor care ar putea fi poziționat în categoria de mărime medie nu a făcut o schimbare în aceste statute de putere, obținând astfel un statut de putere mai mare. Sau puterile cu statut de putere mare nu au atins poziția de superputere prin creșterea considerabilă a puterilor lor materiale. Mai important, nu se poate spune că nu există nicio schimbare în statutul de superputere al Statelor Unite, precum nu se poate spune că actorii, precum China, au ajuns la statutul de superputere. Bineînțeles, nu putem susține că schimbările mari și mici în statutele de putere ale tuturor actorilor la scară globală au o natură statică. Cu toate acestea, în sistemul global, chiar și în subsistemele regionale din cadrul acestui sistem, nu au fost înregistrate modificări structurale majore asemănătoare anterior. Nu este posibil să spunem că datele referitoare la parametrii de putere pe care le avem în prezent sunt suficiente pentru a declara că va surveni o schimbare mare în distribuția puterii globale și regionale după pandemia de coronavirus. Dacă probabilitatea apariției unei noi situații din cauza coronavirusului în distribuția globală a puterii este slabă, putem spune că primul și cel mai important pilon al unei noi ordini mondiale va rămâne același. În acest caz, ar trebui să avem în vedere și să analizăm cel de-al doilea și al treilea nivel, economia și norma globală. Este posibil să se adopte o abordare similară și în legătură cu economia, pentru că economia este probabil cea mai importantă dintre parametrii de calcul al puterii. Datele economice și previziunile specialiștilor arată că distribuția globală a puterii nu se confruntă cu o schimbare drastică. Se estimează că daunele cauzate de coronavirus în economia globală, în perioada post-epidemică, în cazul unui scenariu rău, nu cel mai rău, reprezintă doar 5% din totalul economiei globale. În acest context, dacă nu vor urma evoluții economice neașteptate, nu va exista o detașare considerabilă de ordinea economică globală actuală. Pe de altă parte, nu pare ușor să afirmăm că normele globale vor dispărea împreună cu coronavirusul. Este oare posibil să apară o nouă ordine mondială în locul ordinii mondiale actuale, dacă este improbabilă o schimbare în distribuția puterii? Nu putem răspunde da cu certitudine la această întrebare.
Cu toate acestea, avem multe motive să credem că va avea loc o schimbare la scară globală. Putem susține că această schimbare va avea loc în mai multe domenii, de la viața de zi cu zi, până la procesele noastre de socializare, de la funcțiile statului până la libertate, democrație și naționalism. Mulți experți se grăbesc să anunțe că pandemia aduce sfârșitul globalismului. Acești specialiști uită însă că de multe ori crizele au fost folosite de grupuri influente pentru a-și atinge propriile obiective. Evident, globaliștii nu trec acum prin cea mai bună perioadă, dar asta nu înseamnă că au depus armele. Și totuși, de ce unii văd în criza de sănătate de acum și în recesiunea care se apropie prilejul ideal de a impune o nouă guvernare mondială? Pe măsură ce epidemia de COVID-19 se extinde pe toată planeta, noi am devenit parte a unui experiment al naturii. Un virus a trecut linia de demarcație dintre specii și acum se răspândește cu viteza gândului la noile sale gazde. În mod normal, formele de relief, precum munții, oceanele, canioanele, încetinesc răspândirea unor astfel de epidemii. Însă acest virus a pus gheara practic pe o specie cosmopolită, extrem de mobilă, de numeroasă și de interconectată, oamenii. Într-un articol semnat de Johannes Vogel, director general al Muzeului de Istorie Naturală din Berlin, al Institutului Leibniz pentru Cercetarea Evoluției și Biodiversității și profesor la Universitatea Humboldt, este relatat faptul că acordăm prea puțin atenție faptului că relația noastră arogantă cu natura alimentează, ba chiar și provoacă, multe dintre cele mai mari probleme ale omenirii. Amenințările la adresa noastră sunt interconectate. Schimbarea climei, pierderea biodiversității și apariția unor agenți patogeni complet noi care ne pun în pericol iarăși și iarăși. Țările sunt inundate, pădurile arse, ghețarii topiți, oceanele încălzite și insectele mor, toate în urma acțiunilor noastre. Agenții patogeni sparg bariera dintre specii, fiindcă noi exploatăm resursele naturale fără niciun respect. De exemplu, pescuitul excesiv în apele costale ale multor țări africane de către flote străine a împins populația locală să se reorienteze spre carnea animalelor sălbatice pentru subzistență, mărindu-se astfel probabilitatea transmiterii agenților patogeni la om, așa cum a fost cazul Ebola. Piețele în care se vând animale sălbatice alături de animale de companie și animale de fermă sunt locuri ideale pentru trecerea graniței de către agenții patogeni. Lucru demonstrat de epidemia SARS din 2002-2003, atribuită de unii virologi contactului cu civetele, considerate o delicatesă în anumite părți ale Chinei. Există indicii că și actuala pandemie de coronavirus s-a răspândit de la o piață de animale sălbatice din orașul chinez Wuhan. Sănătatea și bunăstarea noastră ca specie sunt legate de modul în care ne definim locul în natură. Considerându-ne stăpânii universului, omorâm și vindem orice vrem, chiar și când e vorba de lilieci sau pangolini. Comerțul global cu animale și plante sălbatice se ridică la miliarde de dolari anual. Nu orice astfel de tranzacție contribuie la distrugerea biodiversității, dar comerțul non-sustenabil și nepăsător cu animale și plante sălbatice distruge diversitatea naturii. China ar trebui să găzduiască în octombrie la Kunming o reuniune a Convenției pentru Diversitate Biologică. Pe lângă această conferință globală, cunoscută și drept Davosul Naturii, tot acolo vor avea loc și întruniri privind protocolul de la Cartagena pentru biosiguranță și protocolul de la Nagoya pentru acces și distribuție echitabilă a resurselor naturale. Momentul și locul par o ironie, având în vedere că China a fost kilometrul zero al unei pandemii posibil provocate de comerțul ilegal cu animale sălbatice. Fără ca măcar să ne așteptăm în vreun fel, ordinea lumii în care trăim s-a dat peste cap în doar câteva săptămâni.
Brusc a trebuit să începem să respectăm reguli și legi de care până acum nici măcar nu am auzit. A trebuit să ne adaptăm. Mulți dintre noi se întreabă ce va urma. Iată în continuare câteva mesaje care ar putea răspunde la această întrebare și care dau de înțeles că lumea nu va mai fi niciodată la fel. Trebuie să ne pregătim să trăim cu acest virus. Este mesajul dat de către mai mulți lideri de opinie din zona medicală. Directorul de cercetare de la Centrul Național Francez de Cercetări Științifice, Yves Godin, a explicat într-un interviu pentru Le Figaro faptul că SARS-CoV-2, virusul responsabil pentru boala COVID-19, va circula în lume cel puțin 2 ani. Trebuie să fim pregătiți să trăim cu acest virus timp de cel puțin 18 luni până la 2 ani. Va trebui să așteptăm până la atingerea imunității de grup, adică până când 60-70% din populația lumii este vaccinată sau are rezistență. Virusul va putea atunci circula mai greu. Nivelul său de contaminare, care corespunde numărului mediu de persoane infectate de o persoană bolnavă, este estimat în jur de 2,5. Este dublu față de gripă, dar de 4-5 ori mai mic decât rujeola, spune specialistul francez. Același mesaj în sensul că noul coronavirus va deveni parte din noua normalitate a fost împărtășit și de Raed Arafat. Va trebui, la un moment dat, să învățăm să trăim cu acest virus, pentru că el nu va dispărea și nici noi nu putem să rămânem izolați pe viață în casă. E posibil, până iese un vaccin împotriva acestui virus, să învățăm să trăim cu el, dar să respectăm niște reguli în societate ca să limităm răspândirea lui, a declarat Arafat. Opinia potrivit căreia noul coronavirus va deveni parte din noua normalitate pare să fie cea mai pozitivă perspectivă de a vedea lucrurile. Există opinii mult mai pesimiste, iar ceea ce trăim în prezent să nu fie decât o mică parte din ceea ce va urma. Bill Gates crede că ar putea urma epidemii care să fie mai periculoase decât aceasta. Aceasta este o epidemie din cauze naturale și pe cât de reapare, dacă urmezi un tratament rezonabil, poți avea o fatalitate de numai 1%. Ar putea urma epidemii care să fie mai periculoase decât aceasta, inclusiv acelea care nu sunt din cauze naturale, care sunt o formă a bioterorismului, a declarat cunoscutul om de afaceri Bill Gates. Cercetătorul Jem Bendel vede în criza actuală o repetiție generală pentru tulburările care urmează din cauza schimbării climatice. Mai mult, britanicul este de părere că măsurile de izolare și distanțare socială impuse în lume pentru combaterea coronavirusului urmează să devină o obișnuință. În societățile industriale moderne, cedările din cauza COVID-19 par un fel de repetiție generală pentru tipul de prăbușire pe care schimbarea climatică riscă să îl provoace, a declarat acesta potrivit Bloomberg. Această criză relevă fragilitatea modului de viață actual, a adăugat specialistul britanic. În concluzie, dragi prieteni, indiferent dacă se va schimba sau nu noua ordine mondială, dacă se va impune o nouă guvernare mondială, singura certitudine pe care o avem este că lumea nu va mai fi niciodată la fel. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun să aveți grijă de voi. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!